Florin Piersic a avut o primă reacție publică la începutul acestei săptămâni privind evoluția stării lui de sănătate. Puțin a observat însă în contextul adresării mulțumirilor către medici, marele actor a omis probabil intenționat să precizeze un detaliu. Mulți români au bănuit că Florin Piersic ar fi fost infectat cu bacterii nosocomiale la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, unde a fost internat prima dată în ultimele săptămâni. În contextul dat, reprezentanții Spitalului Militar din Cluj au făcut public faptul că Florin Piersic nu a contractat infecția în cadrul instituției medicale în care a fost internat. La momentul internării, pacientul ar fi avut deja infecția prezentă în organism. Totuși, românii refuză în continuare să excludă cel puțin probabilitatea agravării stării de sănătate a lui Piersic în spital. Vocile rele spun că acesta ar fi motivul pentru care marele actor a omis să transmită mulțumiri echipei medicale de la Spitalul Militar din Cluj-Napoca. Mă amuză când văd la premiile Oscar cum vin actorii premiați cu un pomelnic de mulțumiri, dar astăzi chiar vreau să-i pun fiecăruia medalia inimii mele în piept. Mă refer la profesor dr. Adrian Molnar, dr. Horia Roșianu, dr. Florin Crișan, dr. Raed Arafat, profesor dr. Străinu Cercel, dr. Adrian Marinescu, eroii mei, dr. Șerban Dragosloveanu și dr. Denisa Anastase, împreună cu dr. Adelina Moise, cea care m-a trimis în lumea viselor în timpul operației, dar m-a și adus înapoi. Vă iubesc pe toți, oameni buni, și vă copleșesc cu recunoștința mea, a transmis Florin Piersic.